Traian Băsescu trebuie să evacueze până mâine vila de protocol, anunță RAPPS într-un comunicat. În caz contrar, el va fi evacuat cu forța. Mădălina Ignat are toate informațiile de ultimă oră. Mădălina, te ascultăm. Bun găsit! Reprezentanții RAPPS spun că dacă mâine fostul președinte Traian Băsescu nu va elibera vila de protocol de aici din primăverii, acesta va fi dat în judecată. Mai mult, în comunicatul dat de RAPPS se subliniază faptul că se fac toate demersurile legale pentru ca vila să fie eliberată. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în continuare. Astăzi, spre exemplu, aici la casa din primăverii nu a fost nicio mișcare, nu l-am văzut pe fostul șef de stat. Știm până în acest moment că fostul președinte și-a achiziționat deja un apartament în care spunea că s-ar putea muta abia la jumătatea lunii august, și asta pentru că apartamentul este încă, se fac ultimele pregătiri pentru a putea fi locuibil. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla în continuare și când va decide fostul șef de stat că părăsește vila de protocol pusă la dispoziție de RAPPS.